Bine v-am găsit, stimați spectatori, în cadrul rubricii Picătura de Istorie, este o rubrică de învățăminte desprinse din istorie, ca și cum le-am desprinde din viață, vă voi povesti sub semnul lui nimic nou sub soare despre doi dictatori care joacă teatru plecării din funcție. Dacă primul dictator este Nicolae Ceaușescu, de câte știți, pe 17 decembrie 1989, în plină rebeliune la Timișoara, Nicolae Ceaușescu convoacă CPX-ul în viteză, spun în grabă pentru că ulterior unii care n-au ajuns, cum a fost Suzana Gâdea, de exemplu, nu și n-a găsit o mașină, nu să fusese programat, au scăpat, că toți cei care au fost la ședința respectivă au fost condamnați. Interesant, deci, noroc. Suzana Gâdea era membru a CC, dar nu știu, n-a găsit-o, că acolo era, s-a anunțat pe la prânz, la 5 este ședință. Nu știu, nu știu pe unde era ea. Ioan Tomă, care era membru supleant al CC, prin secretarul la CC al UTC, a 12-a la căruță, ghiniul s-a dus și a fost el condamnat. Acolo există o scenă în care, după ce Nicolae Ceaușescu spune că Milia uh, și cu Vlad șeful armate și șeful securității nu și-au îndeplinit datoria, că așa, că trebuie dați afară chiar acum, cheamă pe Curticeanu, fără decretele, ăia un... unul sau doi mor, mă, dar nu zice, nu suntem de acord. Și pe zice, doamne, da, totuși poate, tocmai acum, era 17 decembrie, aveau dreptate, poți schimbi cai la căruță când întoiu la jumătatea râului. Și atunci Nicolae Ceaușescu, știți, se supă, trântește hârtirii, spune atunci alegeți-vă secretar general și dă să plece. Până ajunge la ușă, toți femeile din CPEX încep să plângă Tovară și secretar general, stați un pic, că n-am vorbit serios, nu m-am contrazis, vă rog, bine mă, vin, bine înapoi. Deci a fost clar un teatru prin care pe de -o, Nicolae Ceaușescu a vrut să le arate ăstora. Bă, fără mine, dacă plec eu, vă ia dracu, da? Să verifice loialitatea lor și să încarce pentru perioada următoare, era perioada grea, rezolvată criza, cu un fel de loialitate sau dacă se poate spune așa. Uh, I-a ținut cu, cât cred că, cu o, o mie și ceva de ani în urmă, în 1564, un dictator, țarul Ivan cel Groaznic, să <laughs> nu citiți despre Ivan cel Groaznic, că am povestit lui Mare Stucătici, el a împins cruzimea la nivel de prozator cum să zic, nu știu, de prozator rus, adică cum i am spus lui Mare Struc, o să povestesc eu, deci pă, oamenii mureau, erau genocid omorâți, dar nu erau omorâți, i a cap nu, nu, fripți, deci erau cum zic, o fantezie bolnăvicioasă în torturarea și omorârea oamenilor. Ordovicioasă, v-am zis, unii erau fierți, alții, nu știu, dați la urși. Bun. Și în, așa cum spune aici, în ritua aia, Ivan cel Groanic, este o carte foarte bună, sigur că în toate istoriile se spune, în 1454, la începutul iernii, Ivan se hotărăște să părăsească uh, Moscova fără o destinație precisă. La 3 decembrie, un mare număr de sănii se strânși în piața în a Cremlinului, pleacă cu tot, cu familie, cu și uh, zice, uh, așa, vine poporul, bun, se duce, ce pleacă și se duce la mănăstirea la Alexandrovskia Zloboda, la nord de Vladimir, da? Deci pleacă. Timp de 30 de zile, băia din Moscova nu știu nimic de el. A plecat țarul. Și încă ce țar? Autoferat, da, cultor, da? Pe 3 ianuarie 1965 se pomenesc boieri, aia Duma, cum ar veni, cum ar veni, CPX, cu o scrisoare de la Ivan care spune, băi, eu demisionez. M-am săturat de voi, sunteți strădători cu tare, cu tare, tare, am plecat să ne instalăm unde ne va spune Dumnezeu. A plecat. A doua, două scrisoare, a doua scrisoare se adresează și mechea, populație de Moscova și spune eu am plecat, m-au trădat boierii, ăștia, poporul se duce să dărâme, clătii ăștia ale boierilor, cum a plecat tu cu nostru țar? Ca să vezi, erau ruși, da? da. Și ce se întâmplă? Ar fi fost normal ca ăia boierii să spună că erau conducătorii Rusiei, spune, bă, bă, dăm în dă măsă, dar a plecat, ia să punem noi unul. Nu, no. de pe, până atunci, Ivan îi belise, adică, cum să zic, le luase averile, le tăiase capetele, le luase fetele, nevestele, nu contează. Ce se întâmplă? O delegație alcătuită din prinț, episcop, ofițer negustor și prezidată de cu Pimen al Novgorodului pleacă la Alexandrovskaya Zloboda. Lunga procesiune șfichită de vânt, povestea se foarte bun, se trăiește pe pista înzăpezită într-o extraordinară procesiune de haine preoțești, mantii de brocard, blănuri, flamuri, cădenițe și cruci. Da? Nu mai sunt niște trimiși mergând să-i facă o vizită mai mare lui lor, ci niște pelerini în drum spre o icoană miraculoasă. Uh, Călătoria asta durează două zile la 5 ianuarie și el roagă, mărite, vin înapoi. De ce loc să-l zică, bine mă, că am scăpat de el. A, așa, da? Da. Și toți, pre, toți, prelați și boieri îngenunchează în fața lui și care rămâne singur pe ce avea o țepușă care l-a și omorât pe său. El se bucură din tot sufletul de victoria sa înspăimântați la gândul că își pot pierde stăpânul, mai mari imperiului se trăiesc la picioarele lui, odată în plus el a jucat totul pe o carte în fața unor ficoși. Dacă l-ar fi luat în serios, el ar mai fi fost în acest moment decât un suveran fără coran. Și mă rog, el le pune condiții, bă, mă întorc dacă, mă rog, ființează o pricină, un fel de armată proprie, un fel de cei din Revoluția Culturală lui Mao au fost comparați cu poliția politică a lui Stalin, dar nu, erau ca la Mao. Cu cine seamănă momentul? Cu ce ușesc? Așa cum cei din CPEX au zis, voi dă mine, toate că toate nu ne lăsați singur pe lumea, la fel o zi și ăia, păi nu se zice, el pleacă, da? o pleacă două săptămâni, dispare și zice că nu mai sunt Totuși, boieri erau prinți, conți, vechi, cu putere, cu bani. Uite să se adune, zic că, bă, ia, de ce nu fac asta? Păi, în primul ruși. Ca și poporul, au leu, ce ne facem noi fără țară, au leu, țarul e dat de Dumnezeu. Repet, până atunci, și belise de nu se. și avea de gând, da? doi, ei se băteau între ei. Care era șmecheria? Șmecheria era faptul că uh, fiecare se supunea, gândindu-se că în felul ăsta se dă bine pe el lângă țar și ajunge confesorul țarului, în apropiatul țarului, și belește pe el. Deci era simplu. Era cunoscută a bătălie, pentru că ei nu reușeau să se unească niciodată pentru că se urau unii pe alții. Și atunci ziceau așa, bă m-a pus țarul să merg în patul labe. Da, merg, arăt supunere. Țarul mă promovează în anturajul lui. Îl promova, dar peste vreo lună îi lua capul. Și eu, cu puterea asta pe care o am, îi belez pe dușmanii mei. Deci ei niciodată nu reușeau să se adune. Dar oricum, și Nicolae Ceaușescu, și Ivan cel Groaznic au folosit acest truc, gata, plec. Și care i-a mers, da? Am mai încercat cineva și anume, da, a fost Carol I când s-a proclamat, când s-a discutat în Consiliul de Coroană în august 1914, dacă România se intre în război sau să rămână neutră, el era pentru intrarea în război și a zis, eu, nu știu, abdic. Și a zis, dacă nu, faceți să zic eu că intrăm în război cu alături de noi să <gătări> Nu i a mers. Dar aici le -a mers. am mers. V-am zis, deci, ce mic, da, domnul este uluitor. Uh, și aici închei. Pe mine mă fascinează. Mă fascinează și am citit și despre Ivan Cercluan de Petru cel Mare, istoria Rusiei. Mai multe istorii le-am citit. Deci m-a fascinat. Uh, Că Stalin nu făcuse nimic nou. Deci, m-a fascinat această fascinație a rușilor față de uh, țar, de autoritate. Cu cât sunt mai răi, cu cât sunt mai capricioși, cu cât îi belesc, cu atâta uh, cum să zic, ei sunt uh, uh, mai adulați, mai admirați. Nu-și imaginează lumea fără țar. Toată lumea face, se fac sondaje, mai ales pe București. Când am plecat de la uh, canal 33, producătorul uh, mi-a arătat uh, o știre, cum să spun, uh, bursa pariurilor la București. Sunt niște pariuri. Favorit este Nicușor Dan, pe locul 2 e Piedone, pe locul 3 este. Cristoiu. Dacă vă uitați în această perioadă, asistăm la marele manipulări cu ajutorul sondajelor. În România nu există o instituție, există o instituție de reglementare a pieței financiare, de reglementare a televiziunilor, nu avem o instituție de reglementare a institutului de sondare apar în această perioadă ca ciupercile azi un institut, Asociația Română-Americană. Eu cred că era bine înainte acestor alegeri o lege prin care să fie o instituție de reglementare. Se mai înțeles pe la ora actuală este o sarabandă a uh, sondajelor. Cine vrea să se îmbogățească și face casă de sondaj. Nu face și noastră. Faci casă de sondaj analizează cineva. Deci case de sondare. Asociația Română-Americană a dat rezultatele ultimului sondaj, pe primul loc e piedonie, nu știu cum. Asociația Română-Americană face sondaje. Mâine o să facă sondaje și asociația de bloc. Putem ști dacă ei au făcut, au făcut sondaje? Putem verifica pe avangard? Nu. Ei zice, Bă, așa au fost rezultatele. Bun. Deci, așa, bun, și au fost dat, asta este un moment, un prilej de manipulare. Și hai să vedem acum starea, când te vineri seara, candidaților principali. Noi avem, deci, Nicușor Dan stă foarte bine, m-am contrazis cu mare stru că el îmi spunea că n-a făcut nimic și că nu-l votează. Eu am zis că îl votez până cu șor de-al dracului. De ce? Pentru că piedone e candidatul în Antena 3, care o umflă, îl umflă și Cârstu e candidatul PNL-PSD. Iar eu voi vota cu toți cei care se opun PNL PSD. De ce? Nu că n-ar guverna ei bine, ci pentru că sunt aroganți. În desemnarea candidaților acum, această alianță nu s-a gândit un moment, bă, mă dă bun simt, bă, hai să propunem un candidat ca să, nu știu, nu, adică când propui un candidat, un partid care are frică de Dumnezeu, care înseamnă electorat, zice, bă, Păi aia să punem acum pe cum le vedem în vengriș. a au pus pe doctorul Crăștă. Piedoane se descurcă. Nu pot să-mi dau seama ce publicitate, ce este manipulare din partea Antenei 3 și din partea Institutului de Sondare, dar pot să spun că și el, și Nicușor Dan, lasă impresia că vor ciudățenia ciudățenilor este doctorul Cristol. A făcut, v-am zis, Facebook și a vorbit despre bună ziua a vreau să comunic. Și al doilea text sau a doua postare sunt niște poze de ale lui, imagini de la cum a fost el la, nu știu, ceva, nuntă, ceva cu negoiță ăsta de la sectorul 3 cum să te duci tu, Cristoiu, la negoiță, împreună cu conducerea partidului și cu PSD și ăsta, la negoiță. La sectorul 3 și, și, la negoiță. Ce treabă avea el? De, impresia mea este că el se duce, adică el nu vrea să cânte, nu că nu vrea să de Lui s-a spus, domnul doctor, nu vreți să, am vre să, vrea să, am vrea să, am vrea să candidat la București. Și doctorul a zis, bă, n-am timp tare, am mai, am nicio problemă, sta liniștit, nu trebuie să vă bateți capul. Da? Și așa și eu cred că el nu mai având ce face, că nu face campanie, zice, bă, unde să mă duc eu acum? Am mă duc la negoiți. Și dus la TVR Info, păi la TVR Info, la rating de acolo, a bătut degeaba București. Chiar și de la spitalul ăsta până la TVR e o distanță. O să... Ce... Care este explicația? Explicația este foarte simplă și vă atrag atenția unei strategii a PSD și PNL. Pentru PSD și PNL o, este o alianță de sub îndrumarea bazei militare de la Cogâlnicianul aia, cea mai mare bază NATO. Deci trebuie neapărat aici să fie această coaliție. 9 iunie este un moment în care această coaliție trebuie să supraviețuiască. Așa, deci tot ce se întâmplă acum, tot ce se întâmplă acum nu vizează câștigarea alegerilor de către un primar sau altul, ci uh, vizează unitatea acestei coaliții, ea trebuie să supraviețească. Și în acest sens, acel lansare a doctorului nu a fost lansarea doctorului, a fost o dovadă, un spectacol de unitate. Adică au venit și Firea și Burduj, a venit și Ciolacu, a venit și Ciucă, a venit și candidatul. Și a zis, bă, noi trebuie să arătăm că suntem uniți. De ce? Deci, din acest punct de vedere, pe ei nu îi interesează să câștige. Adică, nu, nu pun un pariu uriaș de viață de moarte pe câștigul lui Cristoiu. Ar fi bucuros și cred că așa se va întâmpla dacă va câștiga Nicușor Ordan. De ce vor? O să spunem, bă, dar dacă nu câștigă Cărstoiul, nu este un eșec? Nu. Nu este un eșec al alianței. Pentru că vor spune candidatul a mers bine, Nicușor, Dan, oricum era primar în exerciție, mai greu să-l bați. Pe 9 iunie, cetățeanul alegător va fi pus în fața mai multor buletine. Deci acolo, și ia, nu știu, europarlamentare, locale, județene, și pe cinci. Deci așa, ia un buletin pentru europarlamentare. Și acolo e trecut. PSD plus PNL. Nu știu că cum va fi când se va trage la sort. După asta vine aur și bine lista. În acest caz, nu votează partidul. Am venit, sunt de la PNL, votez PNL, PSD. Sunt de la PSD, o să votez Aur sau Forța Dreptei. Da? Bun. Vine apoi un buletin cu, uh, cu asta este uh, așa. vine apoi un buletin cu primarul eu zic la, pe București. Primarul pe București, da? Aici Cetățeanul nu va mai ține cont că e PSD, că e PNList, va vota omul. Dacă e PNList, va vota sigur pe Nicușor Dan, dacă este PSD, sigur pe Piedone, dacă va rămâne, iar dacă va ieși Piedone din joc, probabil că puțin din PSD vor vota cu Nicușor Dan și restul nu se vor duce la vot. Sau nu vor vota aici. Un alt bunertin, al treilea este de Consiliu Local al Primăriei. Și acolo este un vot politic. Scrie acolo. PDL, pun așa, în ordine. PDL plus PNL. Alianța PNL plus PST. Nu știu. Pe locul 2, eu spun cum au tras la sorți. Aur. Pe locul 3, forța dreptei. Da. 4. Și omul pune ștampila pe partid. Cel de la AUR pune pe AUR, cei de la Forța Dreptei pe Forța Dreptei și ceilalți, PNL și PSD, pun pe PNL plus PSD. Da. Un alt uh, buletin este, în, să zicem, dacă ești de la Galați, al de Consiliu Județean, președinte. Acolo este iar omul. Mm, așa și așa, adică la un președinte de Consiliu Județean Rare sunt situațiile, cum a fost cea lui Mariano Oprișan, când îl cunoștea tot județul. Mă, de regulă, la Găgeș, la ăla nu prea-l cunosc. Nici pe ăsta care era acum, nu s-a și murit, din era din Jalicea, dar nu știa. Acolo va fi jumate-jumate. În jumate. mare majoritate va fi și aici vot politic. E cu tare de la PSD, pe dacă pun, unde pun împreună. Mai va mai fi încă un buletin cu... Uh, Consiliu, dacă este la județ, Consiliu județean, iar politic. Totuși. Ce îi interesează, de câte a văzut în declarația lui Celarcu, Pe ei îi interesează ca pe nouă seara, și-a mai fost, se anunță următorul lucru. La, se face așa, un mare tărăbân, pe sondaje, da? La București, a câștigat PNL plus PSD la votul la Consiliul, votul politic la Consiliul pe București și la Consiliul Locale. Nu știu. 50%. Oh, oh bravo! A, asta ce înseamnă. Deci, românii vor coaliția PNL-PSD. La primar, nu știu, Nicușor Dan. Hmm, da, era de așteptat. La loc la parlamentare, PNL plus PSD. Deci vor fi voturi politice care, pe, cu care ei se vor bate în piept, dar foarte important, vor arăta că împreună au cucerit la votul politic un scor. Și atunci asta va fi folosit pentru prezidențiale și pentru parlamentare. Adică, uite mă, coaliția la oamenii români nu votează primarul. Nu contează. Votează politic această coaliție PNL-PSD. Poate să prăbușească dacă această coaliție pe cu 2 la votul politic. Nu cred, să zicem. Bun. Deci asta este scopul pentru care. Și atunci, pur puțin le pasă de cărstoiul care mai ge, te strâi de râs, adică nu creează nicio știre. Trebuie să te duci să dai poze de la... Păi el n-are jurnalist. Bă, deci m-am dus, m-au obligat aia să mă duc la, nu știu, la ăsta, la, la, asta, la neguiz. Bă, greu, găseam, luam un fotoreporter de-al meu, care era deștept și fotoreporter de mondel, și spunea, bă, și făcea, nu știu, eu, nu știu, consultând luând tensiunea lui, nu știu, lui știre, da. Un alt caz de campanie electorală este Horea Constantinescu. El este președintele Asociației Naționale de Protecție a Consumatorului. În această funcție, el a fost și este un bandit. Punct. Când a fost războiul, a început războiul în Ucraina, a anunțat oficial că el controlează magazinele rusești. Păi, Asociația Națională de Protecție a Consumatorului nu face politică. Adică nu, zice, nu doar, le arătăm noi celor care au magazine rusești și îi și închidem. Când s-a dus și a controlat benzinăriile la Lucoi. După asta, când a fost conflictul cu Austria, la păstea ale Austriei după, deci, după atunci era, el trebuia dat afară. dată. Această agenție națională de care statului este ca să vadă dacă, nu știu, ăla, la, la, la după asta. S-a legat de niște restaurante sau proprietari care sunt vedete și a devenit vedet. Anul trecut a anunțat că Coca-Cola nu știu ce e, da? Tărăboi. Acum, zilele acestea, am notat o chestie uluitoare, de cam de proza mea, și anume că pui, în unele, că unii producători dau puiilor să mănânce nu știu ce substanță care îi, colorează și face rume. O prostie. De ce a făcut toate astea? Păi a făcut pentru că el, ca să-și facă campanie electorală, că va candida la primăria Constanță. Anunță că va candida. Dimineață anunță că demisionează din funcția asta. Nu poți să fie și la protecția consumatorului și candidat și după să a revenit. Păi, păi, ăsta nu poate să-l dea nimeni afară. în protecția consumatorului este una dintre cele mai neutre agenții din România. El zice așa. M-am dus într-un magazin, nu mă interesează nici el cu ei. Și în magazinul ăla că n-ați rostit. Cum adică? Mă duc și la moluri și le controlez pentru că vreau să mi-e ciudă pe austria. Sau mă duc aia, mă duc și controlez eu la la magazine, Beriosca, da? Și le controlez să le arăt eu rușilor cum să le arăți. Și le controlez că ești la protecția consumatorului, da? Nu știu pe cine are asta, pile, da? Ajungem acum la Uh, TikTok. Uh, a fost o sondajere, s-a arătat că tinerii se uită pe TikTok și votează din cauza asta cu aur. Pentru că TikTok-ul se identifică cu aur. Luni seara, la ea, am spus un lucru, domnule, și tiktok -ul? o platformă, cum am un tren, un camion. Tinerii se uită la, pe TikTok la ce facea, orică ori face lucruri interesante. Da? Și atunci am zis, bă, dar PSD-ul de ce nu faci? Și atunci PSD-ul a anunțat a doua zi, nu cred că era în legătură cu mine, că face TikTok. Stimați, vreți să vă stăcați de râs? Deci, Grindeanu s-a pus pe TikTok pe o autostradă, vorbim la microfon, cum o să construiesc la autostradă. Băi, oameni buni, băi, un lucru elementar. De presă este, știrea era dacă în timp pe TikTok avea mare succes, dacă în timp ce vorbea el, venea unul cu un și el să se dea la o parte, sau dacă unul făcea în spate. Este știre. Da. Bun. La Jgheab s-a pus un articol, da, apărut. ei sunt din ăstea niște agenții, nu știu, Meduza, Nexta, care sunt făcute de ruși, dar ei nu sunt în Rusia, sunt în Letonia, Estonia. Și o agenție din asta a dat un articol care s-a dat la Ziav și anume că eu au făcut filmul ăla, s-au uitat la film, la filmul atentatului și a văzut acolo trei inși în albastru și aia erau de la KGB. Mă rog, acum a unul din oameni și zice, băi, bă, nu sunt de la KGB, eram... Până am îmbrăcat în albastră, eram copil. Bun. În primul rând că eu nu i-aș fi dat drumul, sigur. Pentru că și dacă nu știam, era o prostie și mai dacă, adică, aia de la KGB era o sală, bă, prostilor, ce să facă, mai? Adică trei agenți de la KGB în așteptarea ce? Atentatului. Adică erau în sală și se uitau la spectacol, așteptând și zicea, bă, nu mai are locate. Și de aici au tras concluzia că l-a pus la cale FSB. Da, mă rog. Bine, mulțumesc, la revedere!